Dragi mitologii, eu sunt Delmo și astăzi la Mitologic avem un material special gândit și conceput pentru elevii doamnei profesor Oana Crăciunescu de la clasa 5 b de la școala gimnazială George Vâlsan din Amara, județul Ialomița, pe care îi salutăm. Și astăzi vom vorbi despre dragobete. Sărbători ale iubirii au existat și încă dăinuie în calendarele lumii ca simbol al fertilității și ca cel mai la îndemână gest de manifestarea dragostei între oameni. Deși unele cercetări ne arătau în trecut o proveniență slavă a cuvântului dragobete, fiind tradus prin dragu, adică drav, în limba slavă, cercetări recente au indicat că acest cuvânt și-ar putea avea originea și în limba tracă. Însă a fost probabil folosit ca manifestare religioasă și de daci, pentru o divinitate celebrată în această perioadă a anului, a sfârșitului de lună a lui Făurar. Din nefericire, acest nume al zeului sau al sărbătorii nu a fost păstrat. Însă este lezne de înțeles că această manifestare la vechi daci era sărbătorită într-o perioadă de maximă fertilitate, când munca câmpului sau păstoritul, ca treburi anulate din cauza gerului aspro al iernii, ar fi putut reprezenta o tainică perioadă a procreării. Este totuși o ipoteză interesantă și merită cercetată în amănunt, mai ales că este legată de începuturile obiceiurilor românești, de cultura și tradițiile strămoșilor noștri. În acest sens, există și ipoteza etnografului Marcel Lutic de la Muzeul de Etnografie al Moldovei și a cercetătorului în etnologie Ion Ghinoiu de la Institutul de Etnografie și Folclor Constantin Brăiloiu din București, al Academiei Române, care susțin că acest cuvânt dragobete ar avea originea în limba tracă având următoarea explicație și definiție. Cuvântul trago, de origine dacă, a devenit cu timpul în limba română țap și simboliza puterea de procreare, forța vitală, fecunditatea, iar cuvântul pede ar putea fi tradus cu termenul românesc picioare. Nu este de mirare că sacrificiul iubirii să fie avut un canon atât de pătrunzător în purificarea trupului ca acela al mersului cu picioarele goale, acolo unde iubita l aștepta pe voinic. Se pare că acest obicei încă dăinuie în unele părți ale satului românesc, pentru că adesea tinerii se întâlnesc în poene ascunse, descălțându-se și zburdând pe verdeața presărată cu flori. Cele două cuvinte au suferit în timpul istoric al civilizației românești transformări. Trago, spun cei doi renumiți etnologi, a devenit cu timpul drag, adunare, însă simbolic acest cuvânt se pare că avea să denumească mai târziu cingătorile înguste, frumos sute purtate de flăcăi în zi de sărbătoare. Acestea erau așezate în diagonală peste cămașa frumos brodată sau ca fâșii la brâu, pentru legarea cămășii, simbol al iubirii și al prinderii în marea taină, în tainicul port popular românesc. Vă întrebați oare care este semnificația acestei sărbători de dragobete la români? Ei bine, lăsând la o parte numele zeului iubirii, nu putem ignora faptul că obiceiul nuntirii în perioada menționată nu a existat la străbunii noștri traci. Practic nu s-a păstrat nicio mărturie scrisă sau de altă natură, însă avem astăzi dovezi în obiceiurile sătenilor din munții Apuseni și a grupurilor de locuitori din Oltenia, din același neam de daci, chiar dacă peste ele a trecut tăvălugul popoarelor migratoare. Revenind la perioada sfârșitului de secol al XIX-lea și până în prima jumătate a secolului al XX-lea, într-un interval de aproape 200 de ani, cu de folclor au mai înregistrat și alte denumiri pentru această sărbătoare, Precum Ioan Dragobete. Dragostițele sunt Ion de primăvară, cap de primăvară sau cap de vară întâi, dar și Dragomirul Florea sau Granguru. Sărbătorii de tinerii satelor, până la mijlocul secolului al XX-lea, la 24 februarie sau la început de martie, câteodată. Având o coincidență cu mărțișorul, ținând cont de calendarul gregorian sau iulian, se constată că această sărbătoare a iubirii datează dinaintea apariției creștinismului. Astfel, în mitologia dacilor, zeul care ulterior a fost numit Dragobete, în spațiul sa slavilor Glavo-Obretenia, a fost preluat de români ca onomastică, așa cum se va constata și în cazul altor sărbători din calendarul popular, ca Obrijenia, Stratenia, Ovidenia. El era pețitorul și nașul animalelor, cel ce oficia în cer la începutul primăverii nunta acestor animale. Există credința că în această zi și păsările migratoare se strângeau în stoluri, ciripeau, se împerecheau și începeau să-și construiască cuiburile. Cu timpul de la păsări, obiceiul a fost preluat și de către săteni. Dragobetele ajungând să fie considerat zeitate ce ocrotește iubirea și poartă noroc îndrăgostiților. Motivațiile prelorii au fost profunde, întrucât păsările erau privite ca mesageri ai zeilor, cuvântul grecesc pasere însemnând mesaj al cerului și de aceea zeul a mai fost numit ulterior și logodnicul păsărilor. În această zi de sărbătoare, fetele și flăcăii se întâlnesc fie în mijlocul satului, fie în fața bisericii ca loc sacru de săvârșire a unei împliniri, iar de acolo pleacă în tinerească veselie pe dealuri să caute prin păduri și lungi flori de primăvară. Florile de început ale primăvării constituiau în credința oamenilor de la sate mijlocirea înfăptuirii iubirii dorite. Dacă fragii erau înfloriți, erau adunați de fete în buchete pe care le puneau în lăutoarea fetelor, rostind cuvintele ritualice. Flori de fragă din luna lui Faur, la toată lumea să fiu dragă, urăciunile să le desparți. De asemenea, adunau toate florile care învinseseră frigul, ridicându-și semețe capetele la soare, surzându-le viorele sau tămâioare pe care le strângeau în buchețele și le, le păstrau până la venirea verii de sărbătoarea sânzienelor, pe care le aruncau apoi în ape curgătoare, rostind de scântece pentru ursit învățate de la femeile în vârstă ale satului. Dragi mitologii de veacuri, tradițiile neamului nostru s-au păstrat în memoria poporului împletindu-se în diverse povești, cântece și legende care au fost transmise pe cale orală, iar urme ale acestora le putem regăsi chiar și în prezent, dacă vom căuta cu atenție. Pentru că astăzi este 24 februarie sărbătoarea iubirii, o să vă povestesc legenda lui Dragobete, care după spusele bătrânilor era feciorul unei prea frumoase femei numită Dochia. Despre ea se credea că ar fi fost fica lui Decebal și că însuși Traian, împăratul romanilor, ar fi dorit-o de soție. Cine o vedea cu părul bălai împletit în cosițele ce i pe spate, cu ochii precum seninul cerului, cu obrazul alb ca marmura și cu buzele roșii, cu miresme de frăguțe, rămânea înmărmurit de frumusețea ei. Fata locuia într-o colibă la poalele muntelui și avea o turmă de mioare, pe care o ducea la păscut în poenițele cu iarbă fragedă. Într-una din zile, vrăjită de culorile delicate ale florilor și de miresmele lor îmbătătoare, a înoptat pe malul lacului din care și-a mioarele. Era o noapte cu lună plină și Dochia a adormit pe un pat de flori surâzând în somn. Pe la miezul nopții, când fata dormea dusă, din adâncul muntelui s-a ridicat un or de ceață, care a acoperit lumina lunii și a învăluit-o într-o îmbrățișare caldă. A doua zi, când a deschis ochii, soarele era la amiază. Trezită ca dintr-un somn lung, a privit în prejurul ei și totul îi se părea schimbat. Fecioara adormise însă pe buze, mai purta încă mireasma delicată a unui sărut. Neștiind ce cu ea și ce s-a întâmplat, s-a privit în oglinda lacului, iar pădurea a început a fremăta și un glas duios de fluier se auzea în depărtări. Viața și-a continuat cursul normal, dar Dochia nu știa ce se întâmplă cu trupul ei care se schimba din zi în zi. La doar 9 luni de la întâmplarea cu Ceața, pe 24 februarie, a venit pe lume Dragobete. Ursitoare și nașe i-au fost patru zâne, primăvara, vara, toamna și iarna. Fiecare dintre ele i-a adus în dar ceea ce au crezut că e mai frumos și mai util în viață. Primăvara i-a semănat în inimă iubirea, dăruindu-i prospițimea florilor și tinerețea fără bătrânețe. Vara nu s-a lăsat mai prejos și a dăruit acestuia căldura prieteniei, împlinirea dragostei și dulceața fructelor. Zâna toamnă i-a adus în dar un fluier ca să-i țină de urât, dar care să-i și înveselească pe oameni cu cântecele lui. În sfârșit, nașa iarnă i-a țesut un strai alb cu sclipiri de diamante ca cingătoare i-a dăruit un brâu roșu cusut cu perle. Straiul acesta era astfel conceput încât creștea odată cu flăcăul, rămânând alb ca neaua oricât l-ar fi purtat. Pe la 19 ani, Dragobete avea părul negru ca noaptea și ochii verzi precum iarba mătăsoasă de pe munte, vorba îi era dulce ca mierea, iar sărutul lui frigea ca jarul. Era un flăcău vesel ce cânta din fluier și iubea cu patimă fetele. Fecioarele care îl întâlneau și îi simțeau privirea vrăjită se jurau că el venise de pe altă râm. Bătrânii spuneau că ar fi fost o scânteie de adevăr în cele afirmate de copile, pentru că nimeni nu știa cine este tată. Se zvonea că ar fi fost zămislit de chiar duhul muntelui, dar în creierul munților, într-o peșteră pe ai cărei pereți creșteau flori de piatră în buchete albe, albastre, cenușii, roz și violet, trăia un bătrân înțelept care cunoștea secretul venirii lui pe lume. Într-o zi pe când păștea oițele în poiana în care fusese zămislit, băiatul s-a pomenit față în față cu acest înțelept, care nu era altul decât Zamolxes. I-a spus pe nume și l-a îndemnat să-l urmeze. În mărmuri de spaimă și uimire, Dragobete l-a urmat fără a spune o vorbă. Devenindu-i ucenic, el a deprins învățătura tainică de a citi în Cartea Secretă a Naturii. Astfel recunoștea plantele de leac, știa a vorbi cu păsările, înțelegea semnele magice ale pădurii, nemai fiindu-i frică de fiarele sălbatice, al cărui limbaj îi devenise cunoscut. Când a revenit printre oameni, aceștia l-au primit cu brațele deschise. Acum mai mult ca altă dată trezea o iubire înfocată în inima tuturor fetelor, călătorea cu viteza gândului și se înfățișea acolo unde era chemat. Bărbații îl îndrăgeau și ei dar nimeni nu înțelegea care era secretul de i făcea să-l placă și să nu fie geloși pe el. Asta până când într-o zi, când un bătrân l-a dezvăluit. Pe vremea când era flăcău, în seara de 23 februarie, dragobetele se arăta în vis feciurilor de însurat și învăța secretele iubirii. Împărtășirea secretului se făcea numai sub jurământ. Bătrânul a rupt tăcerea pentru că avea peste 100 de ani și considera a nu se mai afla sub acest jurământ. Legenda mai spune că după sute de ani de viețuire pe pământ, timp în care oamenii acestor meleaguri învățaseră a iubi, iar învățătura se transmitea din tată în fiu și de la mamă la fică, Duhul Muntelui și-a chemat copilul la pieptul său. La cererea lui, Maica Domnului l-a transformat într-o plantă magică, numită Năvalnic. Astfel, dragobete, zis și Năvalnic, doarme în carnea tatălui renăscând în fiecare primăvară, chiar și acum, în mileniul 3, unele fete și femei mai cred încă în puterea magică a năvalnicului. Ele poartă în sân o punguță de mătase în care țin prețiosul talisman. E un semn de prețuire și de aducere a mintea celui care a fost dragobete, zeul iubirii la români. Vă întrebați oare ce s-a întâmplat cu Dochia, nu? Răutăciu și povestesc că ar fi devenit babărea și încăpățânată. Tot ei mai spun că în luna martie ar fi îmbrăcat nouă cojoace și au urcat cu oile pe munte. Pentru că era cald, ea a început a-și da cu joacele jos, rând pe rând, iar într-o noapte geroasă s-a transformat în stană de piatră împreună cu turma sa. Alții, mai înțelepți, susțin că Dochia s-a dus la iubitul său, muntele Ceahlău, și a cerut acestuia să o transforme în stană de piatră doar ca să fie veșnic împreună. Această legendă e culeasă de Elena Dumitrache, care a trăit în anii 1900-1900. Din purani de videle, județul Telorman.